Mai vedem. Dragii mei, ocupați-vă locurile la bancuri. Da, suntem în aceeași formulă, numai că eu o să fiu puțin hater. Nu vreau să o mai ajut cu nimic pe domnișoara Edna. N-am nimic cu ea. Dar trei probe la rând să iei mai multe puncte ca mine, cam mărcâie. I-am zis și în față, a supărat pe mine. Asta e. Ce ai făcut? Ce vii și întrebi? Băi, deci ne ajutăm, mă ajutăm. Da, mă, suntem aici, trecem toți. Suntem aici. Băi, dar de ce Mona e acolo? Hai că ținem legătura. Nu știu ce. Pentru că nu puteam să gătim trei la un banc și cum aveau locurile prestabilite din dățile anterioare, evident că cineva trebuia să plece în altă parte. Important este să fiți atenți, să înțelegeți tema, Diana. Suntem aici. Iar tema de astăzi este... Întotdeauna sunt emoții, pentru că neprevăzutul își pune cuvântul. Poți să fii bun și ieși afară, așa, nu contează. Ai o zi proastă, ai o mână proastă, nu-ți iese ce vrei. Mă așteptam la o probă de sărat, carne, pește, cam așa, pastă, carne, pește. Flambat. E... Ce? Flambat. Flambat. Ah. Eu știu ce e flambat, numai că n-am făcut niciodată. Foarte simplu. Pește în tigaie, gătit, unt, coniac, flambat. Puteți să faceți orice fel de preparat. Iar ceva ușor pentru toată lumea, nu neapărat pentru mine, chiar și pentru Edna. Înțelegi, Edna? Cred că am auzit cuvântul, dar nu am nicio idee despre ce e vorba. Adică, la final, după ce punem pe farfurie, trebuie să fie o flacără. O induc în eroare pe Edna? Catarin mi-a zis că trebuie să facem o flacără la final când aducem farfurie la șef. Sigur o să pleci acasă. Dar ca să mă asigur, am fost și la Andrei și Andrei mi-a explicat. Trebuie să folosești alcool în preparatul tău. Okay. Să flambezi. Pui o băutură peste o mâncare și după bagi la foc ca să se evaporeze. Am observat că l-a întrebat și pe Andrei și zic că să rectific. Că totuși dacă am indus, zic tot să nu fiu nesimțit. Adică tragi ceva la tigaie, pui alcool și se iasă o flacără. Ok. Nu știu dacă Catalina a vrut să mă încurce. Nu știu,